Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Need for Speed Carbon. Hai să vedem acum ce putem să facem. Acum zici că am sunat că e mine, mește. Bun, dar nu, așa am vorbit, mă, jură. Are un Impala, mă. Ești mic, ai Impala. Am un nou autoturism, un mountain bike. Te-ai tata, mare bandit, pă. Mamă, coaie să vă zic acum story-tai, mă, cu italiencele, coaie, ma. Bă, asta m-a trecută, frate. Ideea este că am un crash pe o tipă din Italia. Da, bă, și stând eu așa, într-o seară frumos cu tableta mână, era ceasul undeva pe la 12 noapte, cam așa, 12.01, cam așa, știi? Bă, și eu mă uitam la Dark Ghost, e un tip urus care face, de asta, tipuri de groază, știi? Și după aia văd că avem notificare că face live și mai era când cu o tipă. Bă, și stând eu așa frumos, cred că am stat cam vreo 10 minute și la un moment dat, în timp ce eu mă aveam puțin și adormeam, deci imaginați-vă că aveam un ochi în lumea asta și un ochi în lumea viselor, îmi iau numele cu aia. Deci alea m-au menționat cu aici, nebun. Când auzi la Dragoș Dumitrescu, mama. Băi, deci cu aia, deci, mamă, tu știi cum eram, frate. Mă, deci din aia de somnorință că oară aveam, mama, aveam hype-ul mare cu aici, nebun. Mama, am zis că nu se poate cu aia. Deci că parcă văzusem trailerul la GTA 6, mă jur. Ați văzut? E glumea, cu aia n-a apărut. Stai aici, trebuie să. În caz că nu știți la cine tip, am aici câinele. Poate am să fie și la rând după misiunea asta. Că și de ce, frate, îmi roade cablu de la internet și cablu nu e cablu gen, mă rog, e ăla din perete, știi, și na, dacă s-a stricat ăla. Măi, nu știu ce se poate întâmpla dacă e stricat. Mama, uite, puteam să iau acolo, dar ia du-te pe acolo, ia. Ce aș putea eu să fac e să schimb culoarea la mașină. Dar de ce n-ai bar schimba? Eu nu înțeleg de ce boul ăsta băgam și. Cum de mă să înlocuiești o Mazda, un RX-o, cum? Deci cum, mamă, deci mă enervează cu aia în ultimul hal. Ia. Darius asked me to come by and see how you were doing. Neville, why don't you go get me something to drink? Sure, what, like a soda or something? How about some options? Okay. O apă minerală. Păi, ne respectăm. Been generating quite a bit of buzz, you know. But you're not fooling me. What I'm trying to figure out is why you haven't skipped town yet. May I introduce Sal Mostella? Hi. Nikki said that you might be looking for a new wingman. You don't know me, but well, I know you. I'm a big fan. I've seen all your races. And on that note, I'll be out of here. See, things ain't been the same since you've gone, you know? There's a lot of posers, no respect. I know all the back streets. I grew up in these alleys. I can customize anything. I've practically built all the kits you see around this place, so. Okay, so I got soda and water. Where'd you go? I'll even put up with this guy. Eu v-am zis că e cringe ăsta jocul. Dar și nu prea-mi place la tipa aia, că bă, înainte prin 2017, frate, chiar bizipar că arăta ok, dar acum ce s-a făcut ca o pițipoancă, știi? Știi ce? Buze tot așa groase, frate, și bă, exact este un tip de pițipoancă, frate, uite, de exemplu, ce fată aș vrea eu să, nu știu, să mă combine, ar fi, bă, să fie naturală, frate, adică să nu fie botoxată, să fie exact cum e ea, frate, știi? Nu să se falsifice, că poate că asta e o falsificare, înțelegi? Niciodată n-am suportat fetele care își bagă botox sau care se arată ca o pițipoancă, știi? Vreau să fie ceva unii, frate, știi? Pentru că asta și vrei, înțelegi? Să fie ceva, nu să fie stereotipul de pițipoancă, mă înțelegi? Mă, așa cum a să fie deschis ușa așa brusc la mine, mă, atât. Am un autovehicul, bă, un mountain bike. Am și vesta antiglonță, că în caz că mi-e foc mașina. Bă, sunt bun pe glume, bă, când vreodată, vedeți că numele meu a ajuns internațional, deci mă știu și italiencele, bă, fucking plebs. Să nu vă uit. Mamă, deci dacă înregistram, frate, I have the proof, I'm famous over here.
Cum ar fi, frate? De văd ce mântul era ăla, dar știi să mă, că n-am dat seama, știi, că, mă intrasem pe live la ele, că fac de obicei mai rar, știi? Dacă mi-a zis, da, a zis, la un moment dat ceva ragazzo, ceva gen de, știi, înseamnă băiat, știi? Dar și bă, vezi că m-au jucat ăla de mort. Și dau, și stai să ne customizăm întreaga cu mașina, ești nebun, că ne bă, că după ne bată, știa să vedem. Tires. Drift, dacă vrei să facem pe drift sau dacă să fie pe grip, adică să fie mai greuță. Mă, undeva pe la milu, adică să fie medium. Brakes, avem pro. Bă, aici nu știu, ce înseamnă mă rear beast, adică de exemplu. Dacă să fie pe față, gen tracțiune pe față, dar cum e asta? Că nu m-am înțeles. Hai să punem așa, că n-am, habar n-am. Ia low RPM, high rip, bă, e, hai, vreau să fie ceva sau, tată, băgăm, ești nebun, împtunează, bă, ești nebun, împtunează, vericu mașina, ești nebun, vericu, bă, dar cum, bă, de alte mașini am și eu, adică pot să-mi fac sau decât, să nu spui că am decât asta, cum ar fi, bă, și la God of War, am să anulez seria, bă, zis de pe acum, că nu mai place, nu, mi-am zis, bă, dacă înainte vreau să fac ce-mi place și vreau să fac să mă distrez. Pentru că, și care față, dacă eu nu mă distrez, automat nici voi nu o să vă distrați. Asta vă garantez eu. Că am văzut că nici de la Leco nu v-a omorât așa prea mult în ultima vreme, așa că am zis, bă... Nu, v-am zis de ce, frate, nu mai are să mai reluăm din nou ce am zis, că deja devin boring, mai boring decât sunt. V-am zis motivul pentru care mă las de serie, nu mai îmi place, e prea repetitiv. Na, dacă e prea repetitiv, atunci am bat pula în el, știi? Da. Și în caz să vă întrebați, da, e luat din NFS hit la ăsta, gen, ce vedeți voi, dar mi se pare că chiar că arată mai bine decât originalul. Din carbon cum a venit, hopa, hopa. Deși nu prea cred că trebuie să mă dau cu mare viteză, dar deși e bună curba asta, îți ia foarte mult, îți ia... E că urmăsești foarte mult timp. Mă, ce mai mică piciorul cu aia. Nu, e Rambo bere. Eu beau bere Argus, frate, în caz să vă întrebați. Deci îmi place Argusul, frate, foarte mult. Îmi place că are tăria mare, înțelegi? Are, nu știu, 7,2 parcă are. E tăricică, îmi place mai mult asta. Dar sunt cu ce bere preferați voi, frate? Și mă refer ca ce mai tare bere de la noi. Mă refer ca tărie, gen... Câte, da... Mamă, Newmark-ul? Bă, Newmark-ul să știi că e... Mamă, deci când vă sticla de Newmark... Mamă, deci mă, mi se pare bere de aia de aurolaj cu aia, ești nebun. Deci nu știu, de tot timpul că o par sticla cu un aurolaj, dar nu vin ce. Știi? Stai aici, burci. Ce frumos e, ce frumos e. Băi, titica, băi, titica, stai cu mine. Ia, stai să pătiți bolul. Ia, trebuie să vină. Ia, vină, ia, uite. Ia, uite. Ia uite, zile ceva la cameră, zile ceva, fă-le... Ce zis? Aha, da, sună bine, mi-a zis să da subscribe, că de nu voia mama dracu. Am un autovehicul, am un mountain bike! Nu mă întrebați unde vine fața. Aola. Dar și că nu prea bine steți de cum la dânas. Hai să băgăm un drift. Da, că e presiunea, că ajunge la creier, așa știu. Uite, de exemplu, acum am nările ăsta, urechile înfundate de-abia aud. Dacă mă jur acum cineva unul pe stăt, dar nu-l aude, e nebun. Nu știu, măcar, bă, știi care a fază, măcar să fi fost o chestie opțională, frate. Știi că poate, de exemplu, un oral le place să aibă mașini normale. Da? Cum să modific de exemplu un Eclipse? Bă, cât de țărat să fie? Păi nu, la underground nu să știi că mașinile sunt făcute, deci sunt făcute, sunt originale, frate, adică nu se schimba, asta vreau să zic. Măi, nu știu, două serii cu două jocuri, mă rog, aș putea să faci și din Need for Speed Underground 1, dar... practic, știi care e fața, e... Nu știu, sunt ambele gen de curse, frate, vreau să fie ceva diferit, știi? Nu știu, să fie un joc de... Nu știu, să fie diferit, un shooter sau... știi? Bă, nu știu ce shooter să bag adevărat, habar n-am.
nu știu, habar, dacă aveți cumva idei de jocuri, frate, bune, să fac, știi? Bine, sunt conștient că s-ar putea să super pe cineva, dar, na, asta e, nu pot să mulțumesc pe toată lumea, știi? Adică nu pot să îi mulțumesc pe toți, dar eu să fiu trist, știi? Că nu mai merge așa, știi? Nu pot să... Dar nu sunt ca Max Infinite, ești de bun. Bă, sunt oameni sărași, frate, care fac copii, deci mă jur că nu pot să înțeleg coaie. De ce morții tăi face copil când îți spadează musca în stomac de foame? Deci nu pot să înțeleg coaie, deci de ce faci treaba asta? Adică, pe bune, faci copilul... Nu, de exemplu, frate, am văzut în Africa, tot așa, un sat de țară sărăcăcios, frate, și mă întreb de ce naiba au copii, de ce naiba s-au, nu știu, au făcut copii. Tipa. Mamă, frate. Nu mai gata. Aolo. Mamă, e dificil să-i clinici, nebun. Nu e atât de ușor. Nu știu, chițe, taci, mă. Mamă, de... Mamă. Taci. Cui taci? Mă. Deci nu mai vorbesc, mă, jură, până nu se calmează, deci nu mai vorbesc. Oh, hai că s-a calmat, gata. Deci nu trebuie să băgi seama, frate, asta e ideea. Mă, dar și are și un glas ăsta, știi? Măcar dacă mă lasă să mă arate mai... Dacă urmă fac... Măi, serie la... Să refac seria, băi, nu. Dacă o să apară ceva, nu știu, să spunem... Nu că neapărat oficial, da, bine, dacă apar ceva, eu știu, un remaster sau un remake sau știu eu ceva la Need for Speed 2005 sau Carbos sau la oricare din beneficiurile astea mai vechi, chiar dacă l-am mai făcut eu cu moduri, am să le refac, știi, asta vă zic, asta vă zic de pe acum, știi. Da, așa, dacă mai apar alte moduri, n-am cum să refac, zici seama ce fac, apar cu tumult și mai fac încă o dată seria, nu. Totuși că are cu toate cam prea bright, știi? Păi după ce te-ai miseria asta, frate, jucăm NFS Underground-ul, frate. După aia, nu știu dacă mai fac să fac 2, nu știu, mai mă gândesc. Dar în principal, cred că am să fac. Da, e și... mă, e destul de lung, frate. Ăla, e destul de lunguț. Știi, acum, na, poftiți capul de ratație, știi, și nebun, mamă, ce-mi plac. A, lol, deci orice le pot schimba, ok. Olo, ce mă enervează, futu-ți morții tăi, ești nebun, lasă-mă că am dragi, ești nebun, mamă, deci mă se izbește asta de toate aia, de... Nu știu, cred că am păcat din greșeală prea mult clip, ești nebun. Nu, da, nu prea e bine ce am făcut, coaie. Da, n-ai cum să faci drift-uri cu aia jocul ăsta, e prea spurcat, ești nebun, e prea spurcat. Oh, ușor, 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 bravo, bă! Uite-te la el! Bă, ce drift, ușor, ușor, în colțuri, nu băgăm nu accelerăm în colțuri. Nu accelerăm în colțuri. Ușor, ușor, ușor. Ușor, ușor. Ușor. Așa, așa, așa. Auzi, hai să lăsăm să băgăm să se facă punctele, frate. Că cine știe, poate pierd, știi? Aia zici, știi, măcar dacă... Outrageous, am 90, ești nebun. Asta e, am pierdut, ești nebun, n-ai ce să facem.
Pam pam pam, you have unlocked metallic color. Mă, aș vrea să fac astăzi un boss fight. Știi, aș vrea să fac astăzi un boss fight, ești nebun. Ia, băgăm acum la drift. Păi ne poți să dai să te semești cu mașina, dar aproape vreau să le fac așa, știi. Ia, mamă, deci driftul mi se poate de mișto, frate. Mamă, NFS Payback sunt foarte mișto. Bă, Drag Race, băi, nu cred că e Drag Race în jocul ăsta, din câte știu eu, nu. Dar oricum, Drag Race-ul este mai mișto, frate, NFS Payback, sunt mai bine, sunt ușoare, frate, și nebun, sunt normale. Mare viteză, mare viteză, oh, shit. Cred că mi-am dat din mașina cum trebuie, băiți. Mi-am făcut-o la vehicle tuning, la custom vehicle tuning. Bagă punctele. Nu te mai, nu mai sta acolo, deci nebun. Bagă, că facem drift-ul astăzi, băiți. Sunt cu asta, am auzit că Teo n-a jucat ăsta. Bă, Teo, ți-am zis, ai vest anti-glunț? La monitor, în caz că ia foc? Te întreb, că așa ne-a fost vorba. Că ți-ai vest anti-glunț. ITP-ul la calculator l-ai făcut? Rarul l-ai făcut? A, deci mergi pe banii mei. Aha. Mai și un autovehicul. Un mountain bike. Mamă, ce-aș fuma acum o țigară. Nioga vă rup o ruschi. Normal că eu trebuie să fiu unul care a făcut mai mult decât mine. Păi cum să nu, frate? A, uite-te și tu, băiți. A, uitați-vă și voi. 9000, bagă puncte să fii pe primul loc, oaie. Mă, update-urile la Windows nu le fac, frate. Nu le fac pentru că nu... Ți-am zis, frate, nu consider că sunt nevoie, că nu sunt nevoie, că n-am nevoie de ele. Pana mea, coaie, știi, dacă să te gândești, frate... Știu că acum o să zic mea, bă, dar dacă faci update-urile la Windows, ești mai safe, da, e, că nu e safe, frate, ești nebun. Îți spune, nimeni nu este safe. Îți spune și... Hai să spun o chestie, și momentul când te duci afară, nimeni nu-ți garantează faptul că mai vii acasă. De exemplu, poate să vină la tine pe stradă să bage cuțitul în tine pentru că ai ochii căprui și la revers. Să spunem, da, se întâmplă. Dar nu poți să știi ce-i în capul nebunului. Na, și ce faci? Asta e, așa că nu mă la... A, mă, coaie, iară... Olu... Aula, am pierdut, ești nebun. Mă, ar fi, să știi că ar fi bun și jocul de la Teltale. Mamă, și-ar fi bun, frate, să fac. Mamă, adevărat. Ăla, mă, de la Teltale, zi, ăla cu Wolf. Nu Wolf, mă, în casă, ăla e ăla. Mă, știu undeva se numește, frate. Îi dai mie, că am luat-o și eu ca pula. Îi dai mișto rău de tot, ești nebun. Jocul ăla mi-a plăcut, dar am făcut pe Blood and Wurst. Dar e mișto rău de tot, adevărat. Păi, bro, na, sunt cam o oră, cam o oră jumate, cam așa ține un... Bine, teoretic, cred că un episod l-am putea termina, dacă o să mă gândesc bine, știi? Cred că aș putea să înlocuiesc și credeți-mă că bă, nu mai știu jocul. Deci, na, l-am jucat în 2017, n-am mai... Dar la The Walking Dead, nu știu, gen, e prea... Nu prea poți să fii mai mult atent, nu prea poți să faci cateringă, știi? Îmi doresc să fac și așa... Mamă, Just Cause 3, da... Puteam să fac și Just Cause 3, da... Na... Mă juc acum off-camera Just Cause 3, știi? E... Mă, nu pot să zic, frate, că... De meta se merită, zic eu, că gameplay-ul are bun. Deci îmi place maxim cum e Just Cause 3-ul. Însă, ca poveste, nu știu, dacă vezi ceva mai bun, frate, vă recomand Far Cry 4. Sau Far Cry 3, știi? Mă rog, Far Cry 3 pentru poveste, că e mișto, și Far Cry 4 pentru gameplay. Știi, că are gameplay mai actualizat, ca să zic, față de 3, știi, da? Ambele sunt bune la poveste, dacă să mă întrebați. Just Cause 3 e așa, mai pentru copii, mai gangs blazing, știi?
mai așa. Eu, de exemplu, frate, jocul trainer, frate, marea majoritate dintre jocuri, pentru că, bă, așa îmi place și acum o să spuneți. A, ești cheater, bă, nu m-am neș, după chiar m-am ars. N-a zis, mă, ce dracu fac, știi? Dar las că mai dau drumul după ce fac episodul ăsta, frate. Că nici nu cred că o să mai țin așa mult, văd eu. Dacă facem boss-ul astăzi, dar așa aș vrea să facem în două episoade cât un boss, știi? Pe azi ce e? Miercuri. Și azi, și joi el... când ne mai schimbă, o să-l vedeți. Ah, pe poate chiar luat, pe poate chiar luat cam tot teritoriul, frate, ești nebun. Ia. Bebe. I pull up, stop right by the door. It's a house and a club. I never seen this before. You remember eyes wide shut? This is eyes wide open. Make my eyes light up. Mamă, ce băi de s-a venit din. You made me wait. Oh. I'm just surprised you were stupid enough to show up at all. Aha. Eu vinem pe Wolf. Ca pula mi-e tratești nebun. Dar nu. Hai băieți, perfect launch. Nu că am apăsat, mă, știu pe ce dracu. Bă, dar știi ce sunt curios, frate, de cum neba poți să... Oh, shit. Să citnesc timpul, frate, că nici până acum nu știu. Ia să se lupă aici. Freddy Mercury, îmi pare rău, te-am dezamăgit. Te-am luat toată în față frumos. Bă, da, toate câteodată, da. Două fete să-mi zică numele, frate, pentru live pe Instagram. Coa, e ceva, e nebun, e ceva, adică... Bă, sunt la un alt nivel, coa, dar face că... Așa brand-ul m-a zis treaba asta, adică eu vorbeam de Wolf, nu știu ce după a zica de fete de pe Instagram, adevărat. Dar nu m-am așteptat, mă jur. A fost un șoc emoțional. Păi cum să nu mă menționez din moment ce am CO2 la bicicletă, la mountain bike? Și aș investa anti-glunț. Cum să nu? Păi ne respectăm ce dracu, nu? Am dat să-mi dacă Panda Laura are vestea anti-glunț, ești nebun în caz de incendiu. Pe am un autovehicul, am un mountain bike. Băi, panorama să se mor eu de nu. Am zis mi-o revanșa pentru episodul de ieri, când mi-a plăcut cum a ieșit. Ha, Wolf. You need to kiss my feet. Pe practică asta o să-l vedeți vineri. Deci pot să vă zic un fericit și călduros weekend plăcut, băieți. Aoleu, ce stă asta în spatele meu. Mama, și ce mișto, dar parcă nici nu știi care e faza. Parcă nici nu aș vrea să mă întorc la grafica aia proastă, știi?
Mamă, pe dacă conduc așa, frate, câștig asta cu stăță la pulivară. Opa, 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 opa. Bă, nu te pui cu Citroen. Bă, Citroenul e marcă pură, bă. Bă, scodarilor. Scodari. Auzi? Mă, dacă nu ce o Skoda? E Skodară? Bă. Eu am un autovehicul. Am un mountain bike. Băi, deci coare. E luată de la un videoclip, frate, asta cu mountain bike și cu CO2-ul. Și cum vei sta de pe tot de acolo, păi crezi că... Crezi că inventam eu glumele astea atât de bune? Vezi, sta fi dus în caz din cin. Băi, nene, deci nu cred că există să ceva cu aia. Ia văd dacă m-a stoat careva pe aia. Dar deși nu vine a crede că... Oh, ora 2, bă! E ora 2, bă, și n-a fumat o țigară, poate fumează acum o țigară. Fii! Vedeți-mă, auzi? Te mă, să te duci așa la un profesor, să zici fii! Să zici așa, cu ce mână vrei să vă dau un pumn? Cu stânga sau cu dreapta? BAM! Lumeam cu aia, eu nu... Eu cu violență nu sunt de acord, înțeles? Bă, deci... E... Țara asta e o... Atât de mișto, e nebună, că nu, violență cu aia. Da, și n-aș pe la noi în țară, frate? Bullying-ul, frate. Deci mi se pare că asta e un subiect. Acum trebuie să stăm gen cât mai în spate, cât mai aproape de el, știi, ca să, na. Bă, ideea că la bullying nu prea poți rămâne, nu prea are ce să-ți facă, știi, dacă face, de exemplu, un tip bullying, știi? Decât... Dar nici cu video, cu aia nu e vorba de dovadă de crezut sau de necrezut. Dar nu... Mă, cu aia, dar nu sunt legi, frate, pentru chestia asta. De exemplu, nici în America cu aia nu cred că există legi gen legate de bullying, știi? Poate, de exemplu, în școală există ceva, știi? Dar nu cred că există gen dacă te iau la mișto pe stradă, nu cred că poate să-i facă ceva decât... Nu știu... Un avertisment, da? Stai-te-mă, că se cacă pe ăla pe avertismentul poții cu măcăciul seara după ce mănâncă o șormă. Adică... Aia e faza, știi? Nu prea are ce să facă, știi? Dacă îl întreg pe ei, dacă îl întreg, că știi cum se automat. Dar trebuie să stau 5 minute în față, ceea ce mi-e imposibil cu mașina asta. Mă rog, nici nu știu ce, dacă mă întorc ce mașină e, habar n-am. E Citroen, asta știu, că ești nebun Citroen. Ce mașină e mult? Păi am un vehicul, am un mountain bike. Bă, asta să fie așa meme, ești nebun. Păi nu, că spune Dragoș Dumitrescu, dacă spunea Andrei Cosmin sau, eu știu, Imogen sau Stesu, de imediat ești nebun pe toate platformele, pe Instagram, pe TikTok, pe toate alea ești nebun. Era asta, dacă spune Dragoș, nu mă, e, cum să zică Dragoș ceva, o vorbă care să se răspundească în mediul online? Adică, cum să aibă Dragoș faimă, cum să... Bă, dacă stai să te gândești cu aia, eu chiar, adică gen chiar am avut și am. Uite, de exemplu, la clipurile cu GTA Vice de pe Antichiu Canal. Ala, spun ceva. Am câștigat cu aia, nu vezi că am stat în curul lui, mi-am și pupat. Ia, acum e mamă, deci urăsc să mă fugă, să vină ceva după mâine, mamă, deci urăsc treaba asta, ești nebun. Nu știu, mă simt nașpa. Ai, că ai cu aia, pe bune. Ai cu aia, dacă m-am trecut ăsta. Hai că nu mai stă, că e destul de departișor. Hai că, bă, eu încerc să fiu, că să conduc cât mai bine, posibil, știi, să nu mă izbesc de parapeți acum, că se mai întâmplă. Vedeți, mă, uite. Vedeți, mă, cât de bine am condus pe aici curbele. Vezi că contează cu aici, nebun. Mamă, 30%, mamă, futu-s morții, te-ai să-ți fut. Nu cu aia, e mașini basice cu aia, la fel ca în joc, dar l-au schimbat gen textura, oare. Deci l-au schimbat mărcile, oarecum, știi, practic e aceeași mașină, dar, na, o vezi că e Citroen. Ai, faza. Deci cred că o să mă bată asta, nu știu de ce am impresia. Încerc, faci, dar e gen, uite-te și tu cum conduc eu, na, încerc să conduc cât mai bine as possible. Știi, acum... Na, uite-te și tu cum face cornering-ul, frate, ce e vina mea? E vina mașinii, e din fabrică stricată. Dar, bă, să știi, Teo, că am vest antiglonț în care din incendiu l-am. Deci, bă, asta ca să știi. Vă să te asigur de treaba asta, să nu avem dubii. 60% au,
frâna, nu, băgăm atât de bum, așa, bum, o să nu, hai să fie, nu, trebuie să fie, mi se pare că cât mai jos, mi se pare, cred. Nu știu cu care faza cu punctele astea, gen... Hai, te mai bagă și camera de astea, te bagă dintr-o parte, și ce pervers e jocul. E pervers? E cam ăta. Ah, shit, aha. A, mă, uite-te, vezi jocule, vezi Catrian. Na, vezi punctaj mic am. Aha, mi-a zgâriat mașina, tu te-ai îngură să te fuc. Ce tare sunt, făcuse. Hai, mă, că am bătut data asta primul boss. Ah, da. Cu siguranță. Așa zic toți, ești nebun și copii de 5 ani, zic, a, te-a lăsat să câștigi la fotbal, la seară, lasă că eu sunt bun, ești nebun, am avut așa, nu știu, mă, mai prost, ești nebun, te-a lăsat să câștigi. Na, că știu că îți poate să câștigi, na. A, mă, mă, dar uite-te câte sunt cu aia, vezi, sunt 4, nu mai sunt câte erau înainte. Ca și care mașina lui Wolf asta? Ne, mă, pici pe ele. Un fel de... Hey, that was a great race. You think you could use another flyer? Meet me at the university. Let's talk. Look, I just want a race. That's all I ever wanted. If you're still looking to make good on the past, I might be able to help you with that too. It was a big night you left. Got pretty crazy, real quick. Playing it cool. Then I see Nikki knocked down. I could have sworn that the guy who knocked it down had the same bag. I can help you guys out. I'm one of the best drivers in this city and you know it. My boy Nikki Darius. What? De ce mașină are asta, adevărat? Colinia Racer Larger Area, nu știu, Lux Autoscoot, nu știu ce. Nu vreau acum să-l bag. Bo! Hey, I forgot to tell you. Any new boss of an area is supposed to hold a big race. Costs a lot of money to organize, but every racer nearby will turn up. Check it out at the safe house. All the local drivers are expecting to come through with this. Bo! V-am pupat, să aveți un weekend cât mai... digerabil. Așa, noi n-o să ne vedem cu, probabil că următorul video n-o să mai fie cu tot cu Need for Speed Carbon, asta vă garantez eu. Deși, eu știu, se pot întâmpla și minuni de genul ăsta. Următorul episod, nu știu cu ce vom face. Asta o să de la decizia voastră și la decizia mea, desigur. Dar, acum depinde ce jocuri îmi recomandați vouă. Poate, de exemplu, între timp, mai vin o idee de un alt joc. Adică să nu vă supărați, de exemplu, dacă îmi dați o listă de jocuri și eu aleg o altă serie, știi? Deci, depinde, știi? Am să țin cont, am să le citesc și vedem. În principal, aș dori shooter. În ceva gen poți să faci catering în caz că să vă distrați și voi, să mă distrez și eu în același timp, știi? Că să facă plăcere. Nu să zic, mamă, iar trebuie să fac ăla. Mamă, și să mă umflu de drasă. Nu, deci nu vreau. Nu vreau. Deci, serii de genul ăsta nu fac să-mi place canal. Vreau să mă distrez, să am jucuri bune, să mă distrez, să ne vă simți și voi bine. Cam asta tot cu acest clip. V-am pupat și vă respect foarte mult. Să aveți un weekend cât mai plăcut posibil. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!